FC Argeș Dinamo a fost un meci spectaculos. Dinamo a înscris după doar 180 de secunde. La primul corner al meciului, Niculescu s-a desprins ușor de apărătorii gazdelor, a reluat frumos cu capul și l-a învins pe Vintilă. Gazdele au răspuns după doar 6 minute. Dauda a trimis cu capul, iar Ciprian Tănase a deviat balonul în poarta lui Gaev. A fost doar un foc de paie. Echipa lui Rednic a înscris prin Ionel Gana în minutul 22. Atacantul dinamovist a șutat de la marginea careului, Chița a ezitat și mingea a ajuns în poarta adversă. Finalul reprizei a aparținut oaspeților. După șutul lui Niculescu, dinamoviștii au înscris golul 3. Centrare Cătălin Munteanu și Moți înscrie cu capul. Repriza secundă a debutat cu 3 ocazii mari ale echipei lui Giannini. Șut Tănase respinge Gaev, șut Bații, mingea lovește bara, iar Bilașco, din poziție foarte bună, nu nimerește ținta. Dinamo a ripostat prin acțiunea lui Mihuț. Gane a trimis balonul în poartă, dar de la margine se ridică fanionul. 5 minute mai târziu, Gaev îl blochează pe Tănase, iar Năstăsia a șutat pe lângă poartă. Pulha a ratat ocazia de 4-1 singur cu Vintilă, iar FC Argeș a redus din handicap. Mai erau însă doar 2 minute din meci și Dinamo se menține neînvinsă în prima ligă după 9 etape.